Jasmina Sol! Salut, prieteni! Sunteți pe canalul Jasmina Sol! Astăzi noi o să vă arătăm cum se confecționează aceste căciulițe foarte drăguțe și foarte nouă, ne plac foarte mult, pe care noi le-am agățat pe brăduț. Acum le-am scos ca să vă arătăm vouă, dar le-am confecționat încă anul trecut căciuliți jucării de brad. Puteți să le faceți mai mari, să le faceți pentru decor, pentru altceva. Puteți să faceți ca căciula lui Moș Crăciun, ca căciula omului de zăpadă sau da. Puteți să faceți căciulă pentru cine? Voi. Da, uite, te poți să pui așa pe clamă și să pui și foarte drăguț în cap. Arată foarte bine, da. E foarte bun. Așa că o să vă arătăm cum se confecționează ele. O să le facem azi în două culori, roșu și galben. Da. Nu, e albastru, că o să faci pietre colorul, îți închipă drapelă. Și asta avem nevoie de stapler, ca să o să vă arăt pentru ce. Adică noi folosim stapler, voi dacă nu aveți, puteți să folosiți sau lipici, sau scotch, sau fără el, dacă puteți să... O să avem nevoie de o bucată de foaie, foarfece și cam atât. Așa, mai întâi pregătim, iată această margine, dacă vă vedeți, mai grosuță, această margine, o să o pregătim noi din hârtie. Lasă sutru mai mic. Da. Uite-te aici, Jasmina. Cum mai faci tu singurică după ce ai terminat video, bine? Da. Așa, îndoiem foaia cam aproximativ un centimetru. Și o doiem încă o dată ca să fie mai grosuță. Să putem să tăiam? Da, eu o să mai doi încă o dată. De 4 ori, să aibă 4 straturi. Și acum cu foarfecă, Jasmina, o să tai sau tau eu. Tai eu, bine? Da. O să tai ca să-mi rămâie doar această paflică. Așa. Spuneți-l Bailin să vă ajute cu paflica. Că voi puteți să vă tăieți. Nu asta trebuie de voi doar de una. Nu trebuie, nu o să trebuie să de mare. Dacă vă aveți căciulă mare, puteți să fost așa de mare. Dar noi așa de mare nu trebuie pentru produs. O să facem ca așa de micuță. Așa că o să o găsim mărimea necesară. Aproximativ așa, da? Frumos. Și lăsăm cu puțin mai mult și restul să o tăiem. Așa tăiem, nu avem nevoie. Iată așa, dar așa bucată nu trebuie. Și acum trebuie aceste două părți să le unim. Noi o să unim cu steplerul, dar voi puteți să folosiți o bucată de scotch pe două părți sau o scotch simplu. Dar doar ca să fie mai stabil, o să întărim cu steplerul. Sau puteți cu lipici să încleieți și apoi așteptați să se usuce, o să lăsați mai mult timp. Așa, noi întărim cu steplerul. Este. De stepler nu mai avem nevoie. Și am primit așa un cerc. Acum, Jasmina, va trebui împreună cu tine să punem aceste ațe. Ața e aproximativ de lungimea. La noi aproximativ vreo jumătate de metru. Poate puțin mai mult. Iată așa e ața, dacă se vede, da, așa, așa de lungi. Puteți mai lungi, mai scurte nu cred că o să trebuiască, depinde de mărimea căciulei. Cât căciula mai mare, cu atât lungimea ațe o să fie mai lungă. Și acum ce facem noi? O să luăm una roșie și una galbenă pe rând, bine? Uite, să ne arăt. Punem ața în două, așa, în două. Luăm acest cerc, care l-am confecționat noi, și punem ața cu partea unde înduietă, da? Punem interior, alucăm de aici cu două degețele și apoi introducem aceste două între. Iată așa. Am introdus, vedeți? Iată. Și tragem și acolo s-a prins, s-a agățat. O dăm în partea de jos, nu o duce, o dăm în partea de jos și așa facem tot pe rând. Roșu, galben, o să fie și abia roșu, da? Așa, hai acum tu pui galben, ai zis cum, da? Deci te ajut, uite, am pus în două. Da. Am pus în două. Nu. Nu două bucăți de ață. O ață pui o doi în două. Așa, vezi? Ai doi în două ața. Aici rămâne. Și acum apar să am două îndoietă, vezi? Să vezi pe noi așa ca un... Așa. Partea asta o punem aici. Da. Vezi? De așa. Și apoi luăm aceste două ațeșoare și le introducem încoace. Înțelegi? Și tragem. Așa.
Și nodul neapărat să fie în aceeași direcție, în partea de jos, iată așa. Vedeți? Aici e nodulețul. Aici, aici e nodulețul. Apropiem și așa le legăm pe toate, toate până la capăt. Da. Hai, Smina. Acum tu roșu voi. Înțeles cum? Pui lângă galben, ca să fie unul galben, unul roșu. Unul galben, unul roșu, bine? Corect, ai înțeles? Foarte bine. Introduce acum acestea în mijloc. Da, pe acolo, pe acolo. Așa, foarte bine. Și notul trebuie să fie toate noturile să fie împreună, în partea jos. Foarte bine. Haide, acum arăt încă o dată la copii. Haide, punem în galbenul. Arăt încă o dată galben și roșu, ca voi să înțelegeți exact. Așa, am pus ața în două, partea de sus. E aici așa. Așa. Luăm cercul nostru. Ia, uitați, facem așa un lanț, da? Punem în cerc, prindem cu două mânuțe, lațul, da, lațul. Și aceste două lățișoare, noi trebuie să le introducem așa interior aici, în acest laț. În această gaură, aceste două. Vedeți? Le-am introdus și acum tragem și se formește nod. Și nodul acesta îl dăm în jos. Acum roșu. Așa. Eu pregăti pentru acesta roșu. Azi mi arată cum dacă ai înțeles tu. Așa. Pune. Corect. Și cum trage. Foarte bine. Ați înțeles, cum? Eu sper că ați înțeles și voi. Așa. Ia uitați. Așa facem până la capăt. Da? Până la urmă. Hai, Smina. Acum capete. Noi am sfârșit, ia uitați-vă ce a ieșit la noi, aici e cercul și toate ațele, roșu și galben. Acum ce facem noi? Putem lăsa așa și lega aici și o să formească căciulița așa, da? Restul lăsăm sau mai bine să tăiem, da? Dar ca să formească așa, exact ca acestea, așa cu înduietură aici, toate aceste ațășoare o să trebuiască să le introducem în coașe și să le scoatem pe aici. Iată așa, luăm câte puțin. Introducem și le scoatem în partea slantă. Așa, da. Pe toate. Pe toate, pe toate, pe toate. Am introdus pe toate partea slată, da? Da. Și la noi se formește această înduitură. Dacă vedeți, această înduitură se formește. Da. Acum, aici noi trebuie să legăm un nod ca să formăm forma căciulii noastre, un noduleț. Dar legăm ața la așa fel, dacă vă vreți ca să o folosiți ca jucărie de braț, o legați așa ca să rămâie o bucățică, așa ca să o puteți agăța. Da? Și restul ce rămâne ațe, trebuie să le tăiem ca să formăm acest bombon, da? Bombon, da. Doamne, cum se numește. Bombon. Am legat ața, am făcut aici un nod micuț, restul o să tăiem, foarte scurt. O să fie această agățea, da? Acum rămâne să tăiem toate aceste ațășoare. Tăiem cât mai scurt. Bine? Da. Și să facem un bombon și să punem în safacie. Căciulița noastră a ieșit mai mare decât acestea, uite, mult mai mare.
Dar totodată și foarte colorată. Iată, așa arată căciulița noastră. E mai mare. Pomponul nostru, pupușel, arată destul de colorată și destul de mărișoară. Dar comparativ e mult mai mărișoară, deoarece am făcut-o în două, Rasmina, deci e și mai mărișoară. Și o să agățăm și să stea foarte bine pe brăduțul nostru. Și dacă o să confecționați și voi așa căciulițe, să scrieți nouă în comentarii dacă ați reușit și v-a ieșit. Pe pagina de Facebook puteți să trimiteți și poze cu ele, bine? Iată așa căciulița, nu? Hai, cum ați vrea să o agățăm pe brăduț, bine? Da! Cu voi ne luăm rămas bun, sperăm că v-a plăcut și ați înțeles cum se confecționează aceste căciulițe. Să ne puneți nouă like! Mulți, mulți! Da, să vă la canalul Zasmina, sau pe curând! Pa, pa! Pa, pa, prieteni! Zasmina, ce pupă! Pa, pa! Pa, pa! Asta e Tăcecu, asta e Maneca, asta e eu și asta e Merisa. Ok, dacă zici așa. O familie!